Am trăit atât de puțin. Jurnalul Evei Heyman. 13 februarie 1944. Am împlinit 13 ani. M-am născut în 13, într-o zi de vineri. Egi este foarte superstițioasă, dar îi este rușine să recunoască. Este prima mea zi de naștere la care Ian a venit. Știu că va fi operată, dar ar fi putut totuși să vină. Și la Oradea sunt medici buni. La cea de-a 13-a aniversare a zilei mele de naștere n-a venit acasă. Acum Edgy este fericită. Nenea Bella a ieșit din închisoare. Edgy îl iubește foarte mult pe nenea Bella și eu îl iubesc. Bunica spune că Edgy nu iubește pe nimeni decât pe nenea Bella, nici măcar pe mine. Dar eu nu cred acest lucru. 14 februarie 1944. A trecut ziua mea de naștere. S-au servit ceai cu sandvișuri și tort. Înainte se serveau cafea cu frișcă și cozonac, dar acum nu este destul zahăr, deoarece este război. De altfel, ceaiul dă un aer mai tineresc. Am petrecut destul de bine. Morica nu a fost prea amabilă. Este cu un an mai mare. Ea învață să danseze, învață engleza și să cânte la pian, dar nu-i place să exerseze. Pe mine, Edgy nu mă lasă să învăț la pian, deși am auz muzical. Ea însă... 21 februarie 1944. Câteva zile te-am neglijat, micul meu jurnal, căci n-am avut timp să scriu. Am primit carnetele de note pe primul semestru. Eu și Paior Anis suntem eminente. Azi a fost la noi Iusti. S-a bucurat tare mult de notele mele și mi-a dăruit volumele al 4-lea și al 5-lea din mica îndărădnică. Pe Iusti o iubesc cel mai mult pe lumea aceasta. 17 martie 1944. Iar am avut o zi proastă, micul meu jurnal. Dar nu la noi acasă, ci la tăticu. După masă am fost la el. Am discutat despre toți și despre toate. I-am vorbit și despre Vada și Pișta, dar el a strâmbat din nas imediat. Dacă lui nu-i place ceva, se îmbufnează pe loc. 18 martie 1944. La peste este mereu alarmă. Mi-e așa de frică, micul meu jurnal, că în curând și aici vor suna sirenele. Abia pot să mai scriu. Mereu mă gândesc ce se va întâmpla dacă totuși vom bombarda Oradea. Eu vreau să trăiesc cu orice preț. 26 martie 1944. Radioul anunță mereu alarma aeriană. Ori înjură evreii ca niciodată până acum. Acum nu mai este frică nici de bombardamente, căci până și alarmele sunt preferabile jidănitului de la radio. Apoi încep să reproducă tot felul de legi antievreiești, înșirând sumedenia de lucruri pe care un evreu nu are dreptul să le facă. 27 martie 1944. Astăzi a fost aici Iusti. A plâns îngrozitor și ne-a spus că tanti Poroslai m-ar lăsa să mă ascund în pustă. Dar nenea Poroslai a zis că nici nu poate fi vorba de așa ceva. Deși eu m-aș mulțumi să stau în cocină cu porcii, ori îngraș cu vitele, aș munci orice, aș îngriji și oile, numai să nu mă împuște nemții ca pe Marta. 7 aprilie 1944. Azi au venit să-mi ia bicicleta. Era gata să fac o mare dandana. Știi, micul meu jurnal, simplul fapt că polițiștii au intrat în casa noastră m-a speriat teribil. Știu că acum polițiștii nu aduc cu ei decât necazuri acolo unde pun piciorul. Bicicleta mea avea număr, iar bunicul plătea impozitul corespunzător. Așa au descoperit-o polițiștii. Era trecut într-o evidență la primărie că eu am bicicletă. Acum e foarte rușine că în fața polițiștilor am făcut așa tărăboi. 5 mai 1944. Micul meu jurnal, tu nu te mai afli pe strada Gheorghe și Ișvan numărul 3. Adică acasă. Nici la Anica, nici la Tușnat, nici la Pesta, nicăieri unde ai fost cu mine, ci în ghetou. 3 zile am așteptat să vină să ne ia. Stăteam în casă și puneam polițiștii. Edgy și bunicul, dimineața între 9 și 10, ieșeau în stradă să afle știri noi. 10 mai 1944. De 5 zile suntem aici, micul meu jurnal. Dar îți declar, pe cuvântul meu de onoare, că am impresia că au trecut 5 ani. Nici nu știu cum să mă apuc de scris. Atâtea lucruri teribile s-au întâmplat de când n-am consemnat nimic în filele tale. Mai întâi de toate, gardul este gata. Nimeni nu mai poate intra și nimeni nu mai poate ieși.
29 mai 1944. Micul meu jurnal, acum într-adevăr totul se sfârșește. Am împărțit ghetoul pe sectoare și ne duc pe toți. Egi și bunicul până la urmă n-au rămas peste noapte la Dreher. Unui jandarm oarecare în haine civile i s-a făcut milă de Egi, dar nu știu precis cum s-au petrecut lucrurile. Egi tocmai a început să povestească când am aflat că ne duc pe toți. Egi a fugit imediat la spital după nenea Bella, să-l aducă acasă. Vrea să fim toți împreună. Eu, micul meu jurnal, nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc, chiar dacă din tot sectorul numai eu aș rămâne aici. Aș aștepta sfârșitul războiului într-o pivniță, sau în pod, sau în orice gaură. Eu, micul meu jurnal, m-aș lăsa sărutată și de jandarmul acela care se uită cruciș și care ne-a luat făina, numai să nu mă ucidă, numai să mă lase să trăiesc.